Cum ar fi să stai relaxat în fotoliu și să te întorci în timp vreo 2000 de ani? Exact asta îți propun organizatorii expoziției Dacica 3D, pe care o poți vizita până pe 20 decembrie. Prezintă patrimoniul cultural mobil cu sisteme moderne, cu partea de VR, o realitate virtuală. Sunt posibile vizionarea unor obiecte care în mod normal ar trebui să fie într-o expoziție. Expoziția ia foarte mult timp, așa se poate vedea foarte repede. În plus, poți vizita virtual castrul roman de la Porolisum sau să te plimbi cu trăsura prin Zalăul anilor 1900. Exact asta l-a atras și pe Manu, student la fizică, dar pasionat de istorie, și a luat prietena într-o călătorie 3D. Reședința județului Sălaj. Ne iese în cale impozanta clădire a primăriei. Ne suntem pe un drum acum parțial, sunt în spatele Calaștii. Simți că ai fi în locul ăla, poți să vezi cum făceau lucrurile în mod normal, cum vorbeau unii cu alții, cum citeau ziarele. Mi-a plăcut că puteam să mă uit în jur, să văd clădirile. Era o experiență destul de imersivă. Tururile virtuale sunt organizate de Muzeul de Istorie Zalău. Directoarea instituției spune că vrea ca prin astfel de experiențe să aducă istoria și cultura mai aproape de tineri. Deși au succes, astfel de călătorii în timp nu pot fi realizate prea des. Din punct de vedere financiar, da, e un efort. E un efort. Nu sunt chiar ieftine aceste soluții de tehnologie și nu echipamentele în sine sunt costisitoare, ci modelările.